Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ține și după moarte neschimbat trupul tău sfinte, căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos. Pe acela roagă-n să mântuiască sufletele noastre. Ținem în mod special să facem această precizare în mijlocul Sfântului Maslu, deoarece de multe ori când ne ducem la Sfântul Maslu nu cunoaștem unde mergem sau ceea ce se întâmplă în timpul acestei rugăciuni. Taina Sfântului Maslu este o lucrare a bucurării Duhului Sfânt. Taina Sfântului Maslu ce se săvârșește în această biserică este o taină care este dorită de toți cei care sunt în suferință, în necazuri, în probleme de tot felul. Astăzi, când începem sărbătorirea Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, Sfântul care a iubit mult pătimirea, a primit în vizită pe Sfântul Ioan Rusu, marele tămăduitor al Greciei. Ce aș vrea să vă spun, ca unul care am fost și eu pelerin în insula Evia, în satul Procopie, să vă spun că aici, în acest Nea Procopie, de fapt, noul Procopie, pentru că vechiul oraș Procopie era undeva în Asia Mică, și știți foarte bine că în anul 1921, datorită războiului care a avut loc, a avut o deportare ce s-a întâmplat cu populația de etnie grecească în partea aceasta a insulei Evia. Aici se găsește moaștrea acestui mare sfânt tămăduitor, un sfânt despre care puțin știu, dar care astăzi a vrut să viziteze acest spital. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Nu ne-am propus noi, preoții din Onești, să facem lucrul acesta, pentru că, deși ne-am fi dorit, era poate mult prea greu. Dar, la un moment dat, când am vorbit cu un alt preasfințit, îmi spune, și ce vei face la spitalul din Onești de hram? Și am spus în alt preasfinția voastră, cum binecuvântați. Pentru că am adus moaștere Sfântului pe 26 mai la biserica din Lazaret, la parohia Lazaret, voi da binecuvântare să fie aduse acolo spre închinare la bolnavii din spital. A fost o bucurie mare în sufletul meu și am împărtășit-o celor care conduc spitalul și care sunt de față, distinsii doamne doctor și celor ce erau împreună, și m-am bucurat când am văzut pe chipul lor bucuria venirii moaștrilor Sfântului Ioan Rusu aici. Este o mare bucurie, să știți.
Sfântul Ioan Rusul este un mare sfânt, ocrotitor și binefăcător a celor care își doresc mult împărtășirea cu Hristos. Din viața lui, care nu a fost prea lungă, se spune că ar fi ajuns undeva în părțile Rusiei să fie un ostaș foarte bun și în anul 1711 luptă în armata lui Petru cel Mare, este prins prizonier, un ostaș, deci, care își dă viața pentru patrie, este prins prizonier și dus în acest sat Procopie, unde a fost mult persecutat. A adormit într-un domnul la vârsta de 40 de ani, la 1730, s-ar presupune, după datele pe care le avem, și am precizat faptul că el a fost împărtășit de către preotul din sat, punând Sfânta Împărtășanie într-un măr. El care locuia împreună cu animalele, cu vitele, ca un rob, asemenea Sfintei Mucenițe Filofteia, cum a fost la noi, dacă am fi să facem o asemănare. Și tot la fel așa a dormit într-un domn. A fost persecutat de către împărat și știți minunea pe care a făcut-o cu acea farfurie pe care o trimite Ermecă. Un lucru important despre Sfântul despre Sfântul Ioan Rusul este în ceea ce ne privește faptul că mulți din preoții care sunt aici de față sau credincioși și ce au fost, știu că la racla lui se găsesc multe, să spunem, toiege sau anumite atele, cărucioare, care sunt lăsate de bolnavi atunci când ei sunt vindecați. Este o mare bucurie pentru noi să credem, rugându-ne la taina Sfântului Maslu și știind că prin rugăciune și prin puterea lui Dumnezeu, Sfântul este de față împreună cu noi. Sfântul Ioan Rusul, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, împreună cu Sfântul Erat Luca al Crimeei. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care vin la spitalul acesta în ambulanțe, pe cei care sunt aduși pe picioarele lor, sau poate nu sunt aduși pe picioarele lor, să se întoarcă sănătoși acasă prin rugăciunile acestor sfinți, sau poate să le fie sfârșitul mai dulce, cum spunem, sfârșit creștineți vieții noastre. Ne rugăm așadar ca Hristos să-i ocrotească pe fiecare, să ne ocrotească și pe noi și să știți, dumneavoastră, cei care sunteți aici, că Sfântul acesta a dorit să fie în acest oraș și în acest municipiu datorită credinței dumneavoastră și a Sfinților care ne ocrotesc, ale Sfântului Ierarh Nicolae și ale tuturor Sfinților. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, să vă rugați lui Dumnezeu în biserică, să știți cui vă rugați, că cine dorește pe Hristos, dorește pe Duhul Sfânt și astfel este în biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să avem pace, bucurie și har în sufletele noastre. Amin.